Primăria Baia Mare a renoit contractul de salubrizare cu firma Drusal din municipiu. Un nou acord fiind necesar, deoarece precedentul a expirat la finele lunii noiembrie. Din păcate, odată cu acesta au intrat în vigoare alte tarife la serviciile de salubrizare menajeră. Pentru populație și pentru agenți economici, în sensul în care noile tarife includ acea taxă de depozitare a deșeului pe platforma temporară de la satul nou, întrucât nu există realizată nicio celule de colectare, de depozitare pe județul Maramureș. Atunci sunt un pic tarifele mai mari pentru că sunt niște costuri cu investiția care s-a făcut, cu viitoarea relocare a deșeurilor, cu valorificarea lor, cu ecologizarea zonei când se va deschide celălalt centru de management integrat al deșeurilor. Tarifele au fost aprobate de Consiliul Local Baia Mare. La populație până acum se plătea undeva 7 lei și 14 bani cu TVA inclus pe lună, pe persoană. Acum tariful va fi de 12 lei și 80 și ceva de bani, tot cu TVA inclus pe persoană pe lună. Pentru agenții economici, de la vechile tarife de 45,2 lei plus TVA pe metru cub, tariful actual este 64,84 lei pe metru cub plus TVA. Noile prețuri pentru serviciile de salubrizare menajeră se vor resimți în facturile din ianuarie-februarie 2019.